Invitații mei și ai dumneavoastră din această a doua oră, printr-o legătură telefonică directă alături de noi, Victor Negrescu, este eurodeputat PSD și deja vicepreședinte al Parlamentului European. Mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de noi. Sper că ne și auzim. Mulțumesc, doamna Negrescu. Imediat vin la dumneavoastră, permiteți-mi să prezint și restul invitațiilor. Diana Buzoianu este deputat USR. Mulțumesc foarte mult. Avocatul Bogdan Bărbuceanu, mulțumesc foarte mult. Fostul ministru al finanțelor, Gheorghe Alomițianu, președinte PMP Brașov, mulțumesc foarte mult. Profesorul de economie, Mircea Coșa, vă mulțumesc foarte mult. Și alături de noi, jurnalista Europa Liberă, Alina Manolache, mulțumesc foarte mult, Alina, vin imediat și la tine. Așadar, domnule Victor Negrescu, avem această informație. Ursula von der Leyen a pierdut procesul privind transparența contractelor de vaccinuri în fața Instanței Supreme a Uniunii Europene. Mâine, programat votul pentru un nou mandat la șefia Comisiei Europene. Vreau să discutăm imediat despre pozițiile de comisar pe care le vânează România, dar dați-ne mai multe detalii despre această chestiune legată de Ursula von der Leyen. Afectează în vreun fel votul de mâine? Votul de mâine, cel mai probabil, va fi extrem de strâns, așa cum s-a întâmplat și în urmă cu 5 ani, din mai multe motive. De exemplu, la nivelul familiilor politice pro-europene se analizează în continuare măsurile pe care Ursula von der Leyen dorește să le adopte de îndată ce va prelua un nou mandat în fruntea Comisiei Europene. Fiecare grup politic, de exemplu social-democrații, am înaintat o serie de obiective și așteptăm un răspuns în cursul acestei zile din partea președintei von der Leyen, răspuns care întârzie. În raport cu acel răspuns vom decide cum vom merge la vot. Cel mai probabil familiile politice pro-europene vor vota pentru Ursula von der Leyen, însă lucrurile puteau să meargă mai ușor de atât. Au fost anumite întârzieri și din partea liderului popularilor europeni, Manfred Weber, însă sperăm că aceste lucruri să fie rezolvate. Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene nu surprinde. Noi în Parlamentul European am spus în repetate rânduri că era nevoie de mai multă transparență. Decizia Curții privește recomandări cu privire la modul în care Comisia Europeană trebuie să gestioneze astfel de situații pe viitor, dar și de voia ca executivul european să facă public de anumite informații pe care până acum le țineau ascunse. Deci nu cred că afectează în mod direct. Ce afectează însă în mod direct este asumarea unor măsuri pe care Ursula von der Leyen trebuie să le enunțe foarte clar și în dezbaterea de mâine, dar și în scrisoarea pe care trebuie să primite înapoi. Mai ales în mandat. Domnule Negrescu, e adevărat această, oare, dacă știți, această informație legată de Klaus Iohannis că și-a arătat disponibilitatea? Sunt mai multe nume vehiculate, printre care Mario Draghi sau premierii Greciei și Croației, însă apare și al nostru pe listă, știți ceva? Numele care sunt vehiculate aici în Parlamentul European sunt, așa cum a spus și noastră, premierul grec, premierul croat, chiar președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Nu am auzit de Klaus Iohannis și vă spun că am dialogat direct cu reprezentanții popularilor europeni. Nu știu dacă acolo e o problemă sau a fost sau nu a fost menționat numele. În multe față, toată lumea se concentrează pe Ursula von der Leyen și ulterior o să vedem dacă se va discuta despre un alt nume, însă cred că celelalte variante menționate au mai multe șanse în această privință. În orice alt context, oricum. Foarte scurt vreau să vă întreb despre poziția de comisar pe care o primește România și înțelegem că aici e un pic de război între palate, pentru că înțeleg că se dorește din partea domnului Iohannis poziția de comisar pentru zona de apărare, dar știu că PSD-ul vorbește despre comisarul pe economie. Și în primul rând, l-am auzit pe președintele Klaus Iohannis că a spus că nu e de interes pentru România comisarul pentru apărare. Nu știu ce s-a schimbat între timp. Uh-huh. Auzisem că există voci pe zona liberalilor care doresc că politica de extindere, însă în prezent comisarul pentru extindere este comisarul dat de Ungaria, este cum se numește generic aici în limbajul de la Bruxelles, un lame duck, adică un comisar care nu prea are multe lucruri de făcut, pentru că zona de extindere este decisă de Consiliul European sau de președinta Comisiei Europene în parteneriat cu un altul reprezentant pentru politică externă. Noi ne dorim mai degrabă un portofoliu legat de aspectele economice. Sunt mai multe portofolii care ating zona economică. Lucrurile acestea au fost prezentate și președintei Ursula von der Leyen. Premierul României a discutat aceste aspecte și cu cancelarul german Olaf Scholz. Există premize, aș putea spune, favorabile pentru a obține un astfel de portofoliu, mai ales că, să spunem, românii spun foarte clar și în sondajele de opinie că principala temă de interes este dezvoltarea economică și bunăstarea. Și e normal pentru noi, atunci când negociem cu partenerii noștri europeni, nu să cerem ceva la care ne-am gândit noi, ci să cerem ceva pe care îl vor românii. Ori românii spun foarte clar economie, economie, economie și este foarte important ca România să... E o situație dramatică economic, din păcate. Da, mulțumesc mult, Victor Negrescu, mulțumesc pentru intervenție.